Bună dimineața! Începem ritualul de demachiere zilnică cu apa demachiantă tonifiantă. Ne demachiem, ne tonifiem în același timp și căpătăm un plus de energie pentru ziua care începe. O zi minunată cu soare, noi vom fi radiante, frumoase, având în vedere că demachierea ne ajută să ne mențină tenul sănătos și frumos. Plusul de energie pe care îl căpătăm din loțiunea tonică ne ajută să avem energie și în ziua care urmează. Următorul pas este aplicarea fiorei cu acid hialuronic. Scurgem lichidul în partea de jos a fiolei. Luăm un șervețel pentru a ne proteja mâinile. Punem capul de deschidere frontal și aplicăm coținutul în podul palmei. Și aducem un plus de hidratare. Cu mișcări circulare punem din abundență produsul, pentru că știm că hidratează foarte bine. Vă dați seama ce minunate! Atenție, nu uităm urechile, da? Față, spate. Și lăsăm să intre în față circa 2-3 minute. Fiecare ten are timpul lui de acțiune, așa că la unele s-ar putea să intre mai repede, la altele mai lent, în funcție de cantitatea de apă din țesuturi. Și fiindcă ochii sunt oglinda sufletului, pentru că ei se ridează mult mai repede, trebuie să folosim o cremă antirid contur ochi. Asta vom și face. O aplicăm fin și elegant. Atenție să nu deplasăm foarte tare pielea. Mișcările sunt blânde. Asta dovedește că trebuie să ne iubim și pe noi. Ultimul pas în ritualul de îngrijire zilnică, fiindcă ziua abia începe și soarele este sus pe cer, este a folosi crema cu factor de protecție 15, Lift Hidratant. Este o cremă care ne protejează pe tot parcursul zilei. Factorul de protecție este suficient pentru întreaga zi. Suntem proaspete, împrospătate și astfel ne putem începe ziua. Sper din suflet și luna viitoare să ne revedem, să facem din nou tratamentul lunar în cură de 10 zile.